Slăviți să fie Domnul. Matei 13 cu 3. El i-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urei de auzit, să audă. Versetul 18. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30, amin, reocupați locurile. Vreau să vă spun că în mine s-a dat o luptă între logică, între rațiune și duh. Rațiunea îmi spunea că nu-i un text potrivit, pilda semănătorului, pentru cei de la oraș. Și nici măcar nu sunteți un oraș din Bărăgan, sunteți un oraș de munte. Duhul îmi spunea că e bun. Am ales să ascult de Duhul. Și din multe alte predici care le aveam astăzi, am rămas la predica aceasta. Cineva spunea că pilda semănătorului e o pildă foarte ușoară. De ce? Că Domnul vorbit în pilde și tot el o tâlcuit-o. Noi nu avem mult de tâlcuit, numai o citim, o recitim și am și înțeles-o. Pilda aceasta, vorba unui frate însă, are două posibilități de interpretare. O interpretare misionară, cumva evanghelistică, în care noi spunem că un predicator, un evanghelist, predică, adică seamănă cuvântul, iar mulțimea care îl ascultă sunt oameni necredincioși. Și în mulțimea aceasta sunt patru feluri de pământ, adică patru atitudini pe care le au ascultătorii față de Evanghelie. Dar pilda aceasta poate avea o interpretare pastorală, în care în fiecare duminică păstorul dumneavoastră seamănă cuvântul, iar cei care ascultă sunt credincioși, frați și surori din adunare. Și printre cei credincioși s-ar putea întâlni cele patru feluri de pământ. Pentru că avem experiența că unele învățături greu rodesc în adunare. Unele învățături bune și din Scriptură, parcă întâmpinăm o rezistență la ele. Acum eu mă gândeam în seara asta să nu merg pe o variantă, să fac o combinație din amândouă și Domnul să ne ajute să înțelegem ceva. Da? Haideți să luăm prima parcelă de pământ. De cel care seamănă cuvântul aici în pildă este Dumnezeu, este Domnul Iisus, acum El îl seamănă prin predicatori. Cuvântul este sămânța aruncată, iar dumneavoastră sunteți pământul. Semănătorul e același, sămânța e aceeași, e diferență mare la rodire, dar diferența stă în calitatea pământului.
Calitatea pământului reprezintă, repet, atitudinea pe care dumneavoastră o aveți față de cuvântul lui Dumnezeu. Prima parcelă de pământ e simbolizată cu o bucată de pământ lângă drum, unde ajunge sămânța, dar vin păsările și o răpesc. În explicația dată de Domnul spune așa: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege. Cred că aici este cheia. Un om care aude Scriptura și nu o înțelege. Aude predica și nu o înțelege. Și dacă nu o înțelege, îi este inutilă. La ce să păstrez cuvântul ăsta dacă tot nu-l înțeleg? Cineva din America mi-a făcut un cadou când am fost, un aparat de ăsta de uz casnic. Mi l-a lăudat extraordinar și eu cred că tot ce a spus e bine. Am ajuns acasă cu nevasta, am încercat să-l punem în funcțiune, atât mi s-a părut de complicat, că nevasta mi-a spus, lasă-mă, măi, îmi trebuie o viață să înțeleg cum funcționează, și l-am pus într-o debara. Dacă vine un hoț și mi-l fură, nici nu bag de seamă. Că nu-mi trebuie de multă vreme, nu știu cum funcționează, nu-mi trebuie. Cam așa e și cu cuvântul Evangheliei, cu predica. Când un om nu înțelege cuvântul, nu îl tratează cu o mare importanță. Dar întrebarea mea a fost următoarea: dar de ce nu-l înțelege? Eu am interes în seara asta să fiu înțeles de dumneavoastră. Încerc să mă fac înțeles, dar mă întreb, oare toți mă înțeleg? Am încercat așa în mintea mea să mă gândesc, oare de ce unii nu înțeleg cuvântul? În Daniel, în rugăciunea care a făcut-o Daniel în capitolul 9, apare versetul 23, când un înger, omul Gavril, un înger puternic, a venit la Daniel. Daniel, în versetul 22, am venit să-mi luminez mintea și acolo spune: ia minte și înțelege vedenia. Adică înaintea înțelegerii îi puse expresia ia minte. În Luca, în capitolul 8, versetul 18, să luăm dar seama la felul cum ascultăm. Unii nu înțeleg pentru că nu iau aminte, pentru că nu sunt atenți. N-ați întâlnit în adunările dumneavoastră oameni care sunt neatenți la predică? Eu am întâlnit. Nu de mult am fost la o evangelizare în care o familie, bărbatul cu nevastă, au fost chemați să cânte. Domnule, au cântat foarte frumos. Încă sora, cu moment ce cânta, spunea, cântați împreună cu noi. Eu nu sunt mare cântăreț, mârâiam și eu, așa că ea m-a pus să cânt împreună cu ea. O cântat un grupaj de cântări, după care a trecut pe scaun, a scos telefonul și a început. Eu am crezut că a primit un mesaj, poate are un copil bolnav, ceva, măi, o înțeleg. Dar ea continua să butoneze telefonul. Eu pe telefon nu prea știu, nu mă dau telefon și primesc atât. Dacă n-am văzut când începe să dea cu degetul așa, zic, măi, asta citește știrile aici. Și am vrut să-i spun, adică eu la cântarea ta sunt atent, dar tu la predica mea, de ce n-ai fi atent? Noi nu înțelegem de multe ori că nu suntem atenți, iertați-mă. Eram nu de mult, săptămâna trecută, într-o biserică în care era un predicator foarte bun. Nu predicam eu, nu mă gândesc la mine. Erau niște cântăreți foarte buni și a venit primarul. Nu știu dacă a venit să se pocăiască sau în campania asta, dar era prezent. Dom'le, întâmplarea a făcut ca primarul să potrivească lângă unul foarte zelos. Dom'le, omul ăla de lângă primar, în continuu îl trăgea și arăta și explica și arăta și explica. O cânta cor, o cânta cântăreți, predicator bun, primarul se detașa de el, se întorcea și se uita un pic la cor, era un cor tare bun. Asta iar îl trăgea și iar îi explica din Biblie. Nu știu dacă o înțeles omul ăsta ceva. Ba, m-a întâlnit, îi bine că la voi nu sunt. Frați din ăștia care îs cu surugii, așa. Stau și ascultă predicatorul și ceva se pare că o greșit și încep să cerceteze Scriptura și arată la vecini că nu-i chiar așa. Frații mei, cei din Berea cercetau acasă Scripturile după ce se termina predica.
Să ne dea Domnul înțelepciunea să fim atenți. Și nu numai la predică, la orice slujbă. Adică să ai o prorocie și să nu fii atent, să se dea un îndemn de rugăciune și tu să nu-l bagi în seamă, sau să cânte așa de frumos cântărețe și eu să fac altceva în timpul cântării. Nu-i voie, nu-i voie. Știi, noi de multe ori, eu sunt cu voi acum, de multe ori noi tratăm cântarea ca pe o pauză. Până facem ceva, cântăm o cântare. Și acum, într-o adunare mare, s-a terminat slujba și păstorul a spus, în timp ce eliberăm adunarea, cântărețul să cânte o cântare. Și mai marele cântăreț a spus, frate păstor, în timp ce eliberăm adunarea, predicați dumneavoastră. Că niciunui predicator nu-i convine când se eliberează adunarea să predice. Dar de ce să cânte corul până rămân singur și pleacă ultimul om? Și cântarea în cor, și predica, și prorocia, și îndemnul trebuie tratate cu multă atenție. Ne propunem lucrul ăsta? Eu cred că unii nu înțeleg pentru că nu sunt atenți. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, spunea că omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Că ele trebuie judecate duhovnicești. Acum, în adunările noastre, sunt stări de maturitate diferită. Recunoaștem că avem oameni foarte duhovnicești și oameni mai firești în adunări. Pavel merge până acolo, încât într-o biserică în care erau exersate toate darurile Duhului Sfânt, în biserica din Corint, spunea în 1 Corinteni 15 cu 34, spre rușinea voastră o spun, între voi sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia care sunt destui de firești, nu pot înțelege lucrurile duhovnicești. Pentru că, de fapt, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, Pavel spunea că noi avem un om de afară și avem un om dinăuntru, da? Un om firesc care reprezintă trupul nostru, partea exterioară, ambalajul, dacă vreți, iar în noi este omul duhovnicesc, ceea ce e de la Dumnezeu pus în noi. Valoarea unui om este dată de partea interioară, frații mei, de sufletul nostru. În Marcu, în capitolul 8, versetul 36 și 37, Domnul spunea, și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Aceeași afirmație face și în Luca 9 cu versetul 25. Deci valoarea noastră este în omul duhovnicesc. Noi de foarte multe ori, fraților, suntem preocupați de omul de afară, de omul firesc. Îl odihnim, îl îngrijim și nu-i păcătos, îl cosmetizăm, și la urmă îi condamnat să se întoarcă în țărână. Cât ne-ar fi de drag, la mine au murit și mama și tata, mama soacră, tata socru, cumnați și persoane dragi. Cât ne-ar fi de drag un om, după 3 zile îl îngropăm că deja miroase. Asta e soarta omului de afară. Dar partea valoroasă din noi este omul duhovnicesc. Eu cred că ar trebui să ne preocupe mai mult lucrurile acestea. În același 2 Corinteni 4 cu 18, Pavel spunea că de aceea noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, că astea sunt trecătoare. Ne uităm la cele care nu se văd, pentru că acele sunt veșnice. Noi trăim într-o lume a materiei, în care ne orientăm cu cele 5 simțuri, da? Avem văz, auz, miros, gust, simț tactil, dar mai este o lume a spiritelor. Mulți mă întreabă pe mine, frate Dragoș, în universul ăsta, așa cum e el structurat în grupuri, în roiuri, în galaxii, în sisteme, în planete, coborâm în jos, da? Mai există civilizație? Mai există viață? Și eu, inspirat nu din războiul stelelor, ci din Sfânta Scriptură, spun că mai este. Păi este Dumnezeu, nu?
Nu sunt îngeri, nu sunt structuri de autoritate, nu sunt duhuri necurate, demoni. Deci mai este viață, dar noi nu le percepem cu simțurile noastre. Lumea materie în care trăim noi, de care ne îndrăgostim, îi condamnată să moară, să dispară. Petru spunea în a doua epistolă, capitolul 3, că va fi un cataclism cosmic în care cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Are cineva curajul să spună amin? Puțin? Eu spun amin tare. Eu nu întreb amin. Știi de ce nu întreb? Am fost în Basarabia, am predicat în Corjăuț, eu avem relativ obiceiul ăsta recent. L-am văzut la niște frați și întrebam, amin, amin? Și vine un bătrân la mine și spune, frate, dar eu știu că nu ești bine Biblia. Unde e întâlnit în Scriptură, în Biblie, amin cu semnul întrebării? Și eu m-am tot gândit, măi, n-am întâlnit. Și de ce îl folosești? De atunci evit să întreb amin, dar eu spun amin că ceea ce scrie în Scriptură se întâmplă. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. Ați fost foarte atenți. Vorbim de faptul că unii nu înțeleg cuvântul. Frații mei, eu cred că în tot universul ăsta, de mare valoare, în tot universul, de cea mai mare valoare, este sângele Domnului Iisus. Eu cred că o picătură din sângele Domnului valorează că toate constelațiile. Și de mare valoare este cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, spune: și am văzut zburând prin mijlocul cerului un înger cu o evanghelie veșnică. Mare putere are cuvântul lui Dumnezeu, frații mei. În Psalmul 33, cu 6, spune că cerul le-a fost făcute prin cuvântul lui. În versetul 9 spune: el poruncește și ce poruncește ia ființă. În Luca 1:37 spune: niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. În Matei 24:35 spune: cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. În 1 Petru 1:23 spune că noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni capitolul 5, versetul 26 spune că noi am fost curățați prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă spun un secret. Simpla lecturare a Scripturii te curățește. Simpla citire a Scripturii te face mai curat și mai bun. O simplă ascultare a predicii te face mai bun. Eu am întâmplarea asta, am povestit-o de mult. Menoniții de la Ițcani au acolo o biserică și unul din păstorii predica că un nepot, student, băiat cu minte, nu prea, care stă la bunica, nu prea voia să meargă la adunare. Și vine bunica la miază, îmi spune: măi, n-ai fost la biserică azi, așa a fost de frumos. Și ăsta întreabă: bunica, de unde s-a citit? Și bunica se scarpe: măi, nu mai știu de unde s-a citit. Fie în la țară, băiatul ia o găleată de apă, toarnă într-un coș din uiele, îl scutură și ridică: uite bunica, atâta a rămas, câtă apă a rămas în coș. Și bunica spune: măi, nu te râde, vin încoace. Ai văzut când ai turnat apă în coș, coșul era prăfuit, era murdar, dar acum uite ce curat s-a făcut după ce a trecut apa. Știți că atunci când trece Scriptura prin noi ne face mai pocăiți? Când trece Scriptura prin noi ne face mai curați? Frații mei, eu am o durere. Trăim într-o explozie a tehnologiei. O informație înconjoară pământul în două secunde. Și pentru că avem acces la tot felul de informație, Scriptura rămâne colbăită în casele noastre. Dacă în seara asta cineva din voi s-ar hotărî să citească mai mult din Scriptură, eu tare m-aș bucura. N-ar fi zadarnică venirea mea astăzi pentru prima dată la Sibiu. Se hotărește careva să citească în Scriptură? Mare importanță are cuvântul. De aceea diavolul vine să ne fure cuvântul. Ne face să nu-l înțelegem și vine ca să ne-l ia. De ce
oamenii nu înțeleg cuvântul. Am spus că nu sunt atenți, nu înțeleg cuvântul pentru că sunt oameni firești sau oameni duhovnicești și aceia duhovnicești nu înțeleg. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem cuvântul. Amin. Doamne ajută la aceasta. Hai să trecem la a doua parcelă de pământ, în care cuvântul Domnului spunea: sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Aici spune că nu are pământ, în Luca spune că nu are umezeală. Eu am numit categoria asta de credincioși oameni superficiali, fără o rădăcină adâncă. Pentru că inima lor este împietrită, ca o stâncă, ca un bolovan. M-am tot gândit cum să ajunge la împietrirea inimii. Și în Evrei capitolul 3, versetul 13 spune că împietrirea inimii este prin înșelăciunea păcatului. Vine diavolul, ne înșeală, ne face să păcătuim, în urma păcatului apare o împietrire a inimii noastre și consecințele sunt grave, frații mei. În Marcu, în capitolul 3, vine la Domnul un om cu o mână uscată și Domnul întreabă: îi voie sau nu-i voie de vindicat în ziua de sabat? Ei tăceau, ei aveau legea lor, tradițiile lor, încredințările lor. Și în versetul 5 spune Iisus, roștindu-și privirile cu mânie și mâhnit de împietrirea inimii lor, a chemat omul și l-a vindecat. Asta e o consecință a împietririi. Este răutatea din noi. Sunt credințările noastre care nu ne dau voie să facem bine. În Marcu capitolul 16, versetul 14, Domnul cheamă ucenicii după înviere și îi mustră pentru necredința și împietrirea inimii lor. Ei n-au mai avut credință. Și atunci Domnul îi mustră pentru treaba asta. În Romani capitolul 2, versetul 4 și 5: ori disprețuiesc tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungi lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua dreptei judecății a lui Dumnezeu. Tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Dacă unul seara asta nu se pocăiește, eu știu de ce nu se pocăiește. Pot să vă spun? Nu te pocăiești că nu vrei. Așa spune Biblia, ce să mai adaug eu alte? Cineva spune, eu m-aș pocăi, dar am avut un cumnat pocăit și nu a fost cum trebuie. Altul spune, am avut un coleg de serviciu, nu, decât pocăit ca ăla, mai bine ca mine. Și îmi bată 10 motive și eu mă uit, niciunul nu stă în picioare. Tu nu te pocăiești, că așa spune Scriptura, dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Ăsta e adevărul gol-goluț. Când ne doare, poate ne trece. Vorbind de pământul ăsta stâncos, mai am un gând aici. Dacă nu are rădăcină, că nu are rădăcină. Eu am învățat la școală de mult, pe vremea mea se făcea botanică, agricultură, și am învățat că orice copac are trei părți componente, așa distincte: rădăcina, tulpina și ramurile. Cine-i de seama mea, a trecut de 60 de ani, a învățat lecția asta. Puterea unui copac stă în rădăcină. El îl stabilizează la sol și el îl hrănește, rădăcina. Dar frumusețea unui copac stă în coroană, în frunze, în flori, nu? Nimic când trece printr-o pădure nu scormonește să vadă ce rădăcină are. Pavel spunea în Efeseni capitolul 3, versetul 17 și 18, ca având temelia și rădăcina puse în dragoste, să puteți înțelege cu toți sfințe, care e lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea, da?
La un copac e foarte importantă rădăcina. Ce este rădăcina? Rădăcina este partea care nu se vede. Asta e rădăcina. Dar acolo e puterea, repet, a unui copac. Puterea unui pocăit din Sibiu nu este în slujirea lui publică, în ceea ce se vede. Puterea unui credincios stă în relația lui ascunsă, intimă cu Dumnezeu. Ați cântat foarte frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Mie dacă îmi place o slujbă în casa de adunare, iertați-mă, nu-i predica, e cântarea în cor. Deci mie corul îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Voi ați cântat foarte frumos. Unde Marian să-l întreb? O ieși pentru prima dată, acum nu? O datorul și s-a întâmplat că ați cântat așa. Nu? Ați făcut repetiții? Și cred că Marian e un pic pretențios, mi se pare mie. Întoarce, domnule, o cântare de 10 ori că nu sună bine acolo, pe final. Dar voi ați văzut repetițiile? Nu, voi 3 minute cântarea. Vezi că un frate se roagă și are un duh înfocat, înflăcărat. Crezi că atunci el s-a rugat prima dată la adunare? N-are el cumva antrenament făcut în odăiță? Când Domnul spune, intră în odăiță, încui ușa după tine și acolo, în ascuns, slujește înaintea Domnului. La un predicator vezi predica de 20 minute, stai cu ochii pe ceas că trebuie să plecăm. Da, puterea unui predicator nu-i la amvon, fraților. Puterea unui predicator e ce nu se vede aici. Până și pocăința unui pocăit nu-i ce se vede în adunare. Fiecare e pocăit după cât e de înfrânat, după cât ești tu de pocăit acasă când ești cu laptopul tu singură. Și ai parolat și laptopul, ai parolat și telefonul și ai parolat totul. De ce? Într-o adunare s-a ridicat păstorul și a spus așa: dacă de azi înainte un soț sau o soție îl prind că are parolă pe telefon, îl pun la disciplină. Adică de ce pe telefonul meu nevastă mea să nu aibă acces? Dar eu lăs telefonul acasă pe masă și toți copiii și nevasta îl butonează. N-am nimic de ascuns. De ce să ai parolă? De ce să nu intri tata? De ce să nu intri mama? De ce să nu intri soțul pe telefonul tău? Tu atâta ești de pocăită, nu când slujești în adunare. Când ești tu singură, tu în singurătatea ta, acolo e pocăința noastră. Și acolo, frații mei, acolo stă și puterea noastră. Vezi că de un grup de copii cântă frumos, din familia locutare, Domnul să-i binecuvinteze. Eu spun amin, dar mă gândesc, oare cât o postit tata? Ca să vii băieți la adunare, să nu-l facă de rușine. Oare cât s-a rugat mama aceea să-i îmbrece fata frumos, cuvincios, prin Sibiu și la adunare, să poată sluji în adunare? Voi ați văzut postul lor? Ați văzut rugăciunea lor? Nu! Voi ați văzut slujba lor din adunare și îi felicităm și îi binecuvântăm, dar puterea unui credincios nu e în slujirea publică, ci în trăirea lui intimă cu Dumnezeu. Asta înseamnă rădăcină. De-a Domnul să avem rădăcini adânci, amin? Oamenii ăștia sunt predispuși, fraților, ăștia oameni superficiali, care fac totul așa de suprafață, de spectacol. Și în anii mei de slujire am înțeles că Dumnezeu nu iubește spectacolele firești. Și nici nu împarte slava niciodată cu nimeni. Asta am înțeles. Nici cu un proroc, nici cu un evanghelist, nici cu un păstor. Slava e lui Dumnezeu din totdeauna, toată lui. Oamenii ăștia, spune cuvântul Domnului, că sunt predispuși la cădere. Când vine o prigonire, când vine un necaz, ei primesc cu bucurie, se bucură, ce frumos o vă lasă Biu, dar mâine abandonează repede. Sunt ușor, cad în ispită, da? Și ispitele vin de la diavolul, Matei 4:3, da? O venit ispititorul, că spune Iacov 1:13-14, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însă și
momit. Și pofta zămislește păcatul. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Să ne păzească Dumnezeu. Cum stăm cu înfrânarea poftelor? Galateni 5 cu 22. Da? Proverbii 25 cu 28 spune: omul care nu-i stăpân pe sine e ca o cetate fără ziduri, cu zidurile surpate. Doresc ca Domnul să ne dea înfrânarea poftelor. Că sunt pofte culinare. Psalmul 78, versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu cerând mâncare după poftele lor. Dar eu întreb, dar ce, îi păcat să-mi placă cartofii prăjiți? Dar când din pricina unei mâncări, a unei băuturi, a unei cafele, nu poți să slujești pe Dumnezeu, e o problemă. Mergem în 1 Corinteni 6 cu 12, la lucrurile îngăduite. Toate lucrurile sunt îngăduite, grozav, spune Pavel, dar el aplică principiul utilității, dar nu toate sunt de folos. Păi de ce să le fac pe alea care nu sunt de folos? Al doua oară, toate lucrurile sunt îngăduite, principiul dependență, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Mă întreabă cineva, frate, dar și păcat de beu că avea? Cum să-i spun că e păcat? Dar spun, dacă nu poți ține o zi de post fără cafea și dacă depinzi de cafeaua aceea, cu tine o problemă. Da? Mergem în 1 Corinteni 12, cu cât? Cu 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Principiul consolidării. Dar revenim la pofte. Pofte culinare. În Matei 5:28, pofte sexuale. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie și a poftit-o în inima lui, a și prea curbit cu ea. Există pofte vizuale. Da? Ezechiel 20:7. Luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Proverbii 31:1. Făcusem un legământ cu ochii. Psalmul 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Păi dacă tu pui rău înaintea ochilor tăi și stai și te uiți la atât rău din lume și la atâtea mizerile care sunt în lume, cum n-ai să fii ispitit? Cum biruiești tu poftele când poftele te-au biruit pe tine? Să ne dea Domnul mai multă pocăință. Și că nu ai relații cu Dumnezeu, că nu ai părtășie cu Dumnezeu, că nu ai post înascuns, citirea Scripturii înascuns, rugăciunii înascuns, atunci e slab. Vin ispitele peste tine și te obiruit. Ba încă unii au pofte, cum să le spun, auditive, acum. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, că va veni o vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după oftele lor. Sunt oameni care poftesc anumite predici, oameni care poftesc anumite cântări, oameni cărora le place să audă anumite deslegări din Scriptură. Dar astea nu sunt decât ispite. Dumnezeu să ne păzească, fraților, amin? Prima parcelă de pământ, pământul lângă drum. Oameni care nu înțeleg cuvântul. Dumnezeu să ne facă pe noi să înțelegem. A doua parcelă de pământ, e pământul ăla stâncos, în care planta nu-și poate înfige rădăcinile. Pocăiți superficial. Totul e de suprafață, totul e slujirea publică, totul e spectacolul. Dar ei n-au o relație cu Dumnezeu, n-au o rădăcină adâncă în Dumnezeu. Dumnezeu să sfărâme bulgării. Cuvântul Domnului ca un ciocan care sfărâmă stângele și să facă din noi un pământ bun, amin? Spune cuvântul Domnului și mă grăbesc. A treia parcelă de pământ e sămânța căzută între spini. În Ieremia, parcă 4 cu 3, spune: dețeleniți un ogor nou și nu semănați între spini. Frații mei, copiii pe mine mă ceartă. Ori de câte ori spun că sunt agricultor, lucrez pământ și am animale, tata, nu, asta nu-i laudă pentru tine. Dar hai să mă laud. Am acasă animale și lucrez pământ.
Dar am înțeles că înainte de a semăna, trebuie tare pregătit bine ogorul. Într-un an m-am dus la un frate pocăit, am spus, măi, tu știi ogorul meu, du-te și ară. S-o duc și l-o arat. I-am spus primăvara, du-te, discuiește-l, mă. L-o discuit. M-am dus și am semănat. În vara aceea am prășit de vreo 5 ori. El o arat de 3 degete, o discuit pe deasupra. Pământul trebuie întâi dețelenit. Ce înseamnă? Toate rădăcinile alea de buruian trebuie scoase și înlăturate. Că dacă nu știi ce, dacă nu scoatem rădăcinile, știi ce fac? Ăia dau lăstare. Vegheați, nu? Evrei 12, cu cât? Cu 15, să nu fie între voi, să dea lăstare de amărăciune. Că sunt lăstare de amărăciune. E o rădăcină. Și dacă n-ai scos-o, apoi noi tot tăiem ramurile așa, ca să nu o vadă mama, apucătura asta, să nu o vadă comitetul, să nu o vadă păstorul, dar rădăcina e altceva. Scrie în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și dacă în inima mea am iubire de bani, vor da lăstar lăcomia de avere. Și apoi eu tot îi tai, toată vara tot am de lucru la ei, că n-am scos rădăcinile acelea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Acum eu îți spun, dacă semănatul înseamnă predicarea, oare dețelenirea ce-ar fi? Și eu cred că dețelenirea e pregătirea inimii până la predică. Înseamnă post, rugăciune, disciplină bisericească, asta înseamnă pregătirea. Și apoi vine semănatul. Azi am primit o veste bună. Eu am avut o îndrăzneală. Nu credință multă, cred că a fost o îndrăzneală. Noi, pe 1 ianuarie, am avut o zi de post de anul nou în adunare, dimineață până seara am stat, așa e la noi. Și atunci m-am ridicat și am spus, fraților, aș vrea ca în anul 2020, eu personal să cer de la Dumnezeu un lucru. Și vă rog, sprijiniți-mă în rugăciune. Aș vrea ca în fiecare lună să pocăiască câte un nepocăit. Și în decembrie să avem încă 12 oameni din sat veniți la adunare. Și a trecut o lună și nu s-a pocăit nimeni. A trecut două, în februarie gata, nu s-a pocăit nimeni. Azi mă sună de acasă, spune, s-au hotărât 3 persoane. Și am spus, am și pe martie, încă o nevastă tânără a spus, când vine bărbatul, se hotărăște și el, am și pe aprilie. Acum știți ce-mi părea mie acolo rău pe bancă? Că n-am cerut câte 2 pe lună. Dar dacă ceream câte 2 pe lună, poate îmi da, Domnul. Frații mei, eu aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vine Biblia și spune aici că al treilea pământ e un pământ bun, fertil, dar nu a fost lucrat bine. Sămânța a nimerit între spini și acum au venit spini. Și care sunt spinii ăștia? Spune cuvântul Domnului, dar îngrijorările veacului acestuia, înșelăciunea bogăților, în Marcu mai apare acolo problema poftelor, Marcu capitolul 4, și în Luca în capitolul 8, plăcerile vieții acesteia. Sunt 4 lucruri care nu dă voie Scripturii să rodească în noi. Îngrijorările. Cum stați cu îngrijorările vieții acesteia? Corola, unde? Înainte cu 3 săptămâni de apare prima informație din gripa asta, sau cum se cheamă ea, un frate care mi-e prieten și prin care eu am avut lucrări de la Domnul cu Daș Amin, cu 3 săptămâni înainte o striga Duhul Sfânt, voi îngădui pe pământ o boală care va îngrozi lumea. Pentru copiii mei am pus o protecție. Dacă rămâneți în protecția mea, nu se va atinge de voi. Cu ce să fiu vinovat că eu cred prorocia? Că eu prin omul ăsta am mai avut prorocii, un frate proroc, păstor, cu responsabilități, și ce am avut prin el s-a împlinit. Cu 3 săptămâni înainte de a apare prima știre, o strigat Duhul Sfânt, voi îngădui o boală care va stârni groază pe pământ, de voi nu se va apropia. Vă duceți liniștiți acasă? Acum nu suntem nesăbuiți să sfidăm legile și... igiena, da? Nu, nu, nu.
Ne îngrijim de noi, dar nu ne ducem cu temă. Eu cred că la mine nu vine corona. Îți vinovat eu? Nu vine. Mi-a spus Duhul Sfânt că nu vine. Și dacă aș muri, pentru mine a trăit Hristos, iar moartea este un câștig. Cum stați cu îngrijorările veacului acestuia? Frații mei, în România e rău, trăim greu. Și avem un frate de 91 de ani, iese șchiop la amvon și spune: oameni buni, niciodată nu s-au trăit așa bine ca în ziua de azi. Și apoi el imediat îmi spune de război, de evacuare, de foame de-a din 46, îmi spune cum de 3 zile nu mânca nimic, fiind tânăr, mergea prin livadă și mânca clei de cireș, și cum mulțumeau Domnul. Și acum nu avem motive de mulțumire, numai cărteri și nemulțumiri. Și îngrijorările veacului acestuia vin peste noi. Vine cuvântul Domnului, spune: înșelăciunea bogățiilor. Eu am o predică, am intitulat-o Lăcomia de avere. Și nu știam unde să predic și m-am dus într-o adunare din Bucovina foarte bogată. Foarte bogată. Și am spus: fraților, pot să predic la voi din Lăcomia de avere? Și eu tăcut. Am spus: dacă nu mă lăsați aici, am să mă duc în Vaslui cu predica asta. Și unul zice: nu te mai duci în Vaslui, las-o aici la noi. Vine Biblia și spune de înșelăciunea bogățiilor. Sau din Luca luăm expresia poftele sau plăcerile vieții acesteia. Tare multe plăceri mai avem noi. Să vă spun, azi mă întreba un băiat dacă îi voie de juca fotbal. Și eu am citit un cuvânt din Ieremia, cât am spus eu, 14 cu 10. Ai o interpretare personală, dar e sigur că bună interpretarea? Și acolo spune așa: iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo. Nu-și cruță picioarele. De aceea Domnul n-are plăcere de ei. Eu am spus: mă, dacă ai fugi numai încolo, ai ajunge undeva. Dar te duci până acolo și repede fugi înapoi. Și n-ajungi nicăieri. Și nici nu-ți cruți picioarele. Vii acasă julit, vii acasă într-un picior și Domnul spune: nu-și găsești plăcerea în ei. Să le dea Domnul pocăință, amin? Eu vreau să închei, vreau să păstrați o plăcută aducere a minții despre mine, că eu așa o am despre voi, dar fiți atenți cum vă raportați la Scriptură. Acum hai identificați-vă dumneavoastră, cam din ce pământ faceți parte? Rodește Scriptura în voi? Mi-ar place să vorbesc de pământul al treilea. Și la al treilea pământ eu am stat și am gândit, eu în fiecare an seamăn pâinea albă, cum spunem noi, cu mâna. Grâu, ori o văz, secară, ori zoai, că eu totul o seamăn cu mâna. Dar eu eram interesat, din pilda semănătorului, câte sămânți s-au aruncat în fiecare bucată de pământ. Densitatea. Și eu am ajuns la concluzia, ai drept, nu scrie, prin deducție, că în fiecare bucățică de pământ au aruncat câte 3 semințe. De unde? Din pământul al patrulea. Că unul, semința bună, pământ bun, totul de rod. Unul de 30, altul 60 și altul 100. Acum dar rămân acestea 3. 1 Corinteni 13 cu 13. Credința, nădejdea și... dar cea mai mare, dragostea e 100. Voi, în drept cu dragostea, aveți procentaj maxim? Uite, eu am o întrebare. Aici sunteți, numărul aici 100. Aici sunteți așa, de aici încolo 100. Și pe 99 din voi, eu vă iubesc. Dar pe unul, și nu spun pe cine, îl urăsc. Deci 99 iubesc și pe unul urăsc. La noapte vine Domnul. Unde mă duc eu? Cine urăște pe fratele lui? Ucigașă? Afară. În Filipeni 1 cu 8 spune așa: că martorul meu este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă. Voi vă iubiți toți unul pe altul? Că dacă ne iubim pe cei ce ne iubesc, ce lucru neobișnuit facem? Nu fac așa și păgânii? Noi trebuie să ne iubim pe toți, fraților.
Și acum am o provocare. Dar că nu iubim pe toți, vă spun câteva lucruri care trebuie să le faceți. În primul rând, identifică-l din adunare pe ăla care nu-l iubești. Cum îl cheamă pe ăla pe care nu-l iubești? Ai vreo unul care nu-l iubești? Cum îl cheamă? Tu nu ai. E foarte important să știu pe cine nu iubesc și de ce. În al doilea rând, începe să te rogi pentru el. Când te rogi, dar intră în odăiță. Eu aici pot fi țarnă cu voi, dacă nu e un proroc puternic să spună, uite cine ești, trec drept pocăi, nu? Dar când mă duc în odăiță, îmi cui de două ori cu cheia și mă rog la Dumnezeu, cu cine să mai fiu fățarnic? Și te rogi pentru persoana aceea. Și după multă rugăciune se întâmplă unul din două lucruri. Ori îl schimbă Dumnezeu pe el, ori te schimbă pe tine. S-ar putea la tine să fie problema. Frații mei, eu am avut persoane care într-o viață lungă de slujire mi-au fost prieteni și alții neprieteni. Cineva a spus de mine multe vorbe. Ajung într-o seară, veneam că eu am fost ceferist la 10-11 acasă și îmi spune nevasta de un necaz care a lovit într-o soră. Un necaz mare, nu vi-l spun. M-am dus în camera de alături și până la ora 2 am strigat către Dumnezeu să ierte și să vindece. La ora 2 am căpătat așa o eliberare și în ziua de astăzi suntem prieteni. Pentru că noi, pământul al patrulea, trebuie să rodească sămânța asta. Trebuie să ne iubim pe toți, da? Și încă un amănunt. În Ioan 13, Domnul care știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit, hai să rămânem statornici în dragostea asta. Noi să ne iubim unii pe alții până la capăt, să-L iubim pe Dumnezeu până la final. Și dacă tot e ziua familiei, hai să ne iubim soțiile și soțul până la capăt. Voi încheia cu o întâmplare de la noi, din sat. Vine odată la noi la adunare un bătrân nechemat, neștiut, se așează în adunare. Eu mă duc și-l întreb, frate, de unde ești? Din Priscărene, din Ucraina. Ai putea să ai un cuvânt de învățătură? Măi, frate, dacă e nevoie, aș putea spune câteva cuvinte. Noi aveam binecuvântare de copii. Și am spus, frate, vorbește la binecuvântări de copii. Frate mei, credeți-mă, eu am ascultat multe predici în viața mea. Când a ieșit omul ăsta în von, cred că în 3 minute, în 5 minute, toată adunarea plângea. Eu n-am văzut așa plâns ca la predica ăstuia. Era un bătrân așa de simplu și mă gândeam, domnule, ce are omul ăsta? Eu am predică structurată pe puncte, pe virgulă, pe ce vreți. Omul ăsta era, venea așa și predica, domnule, așa de predicadi, nu mai avem batiste. Printre altele spunea el, frații mei, eu după ce m-am însurat, omul ăsta a trăit până anul trecut la 90 ceva de ani, a plecat acasă. Eu spunea el acum, după ce m-am căsătorit la 2 săptămâni, într-o dimineață până la ora 2, au venit caghebiștii și mi-au luat nevasta din pat. Era trecută pe un tabel cu pocăiți și se auzea că îi duce în Siberia. Și ea spune, Ilie, pe mine mă duce în Siberia, era cu camioane venite, cu ladă, de ce e deschisă. O luat, o forțat, o suit un camion și ea spune, Ilie, am auzit că ne duce în Siberia, acolo e frig. O luat într-un capot de noapte, când dormea, adă niște haine mai groase. El s-a dus să lua niște haine groase, să le ducă la camion, nu l-a lăsat. O pus un petroi în el, i-a făcut un gem și l-a aruncat și nevasta l-a prins. Și el se duce la oameni și spune, oameni buni, e nevasta mea și eu sunt pocăit. S-a uitat pe tabel, nu ești. Și-a plecat, spunea fratele Ilie la ambon. În momentul în care camionul a plecat, m-am aruncat și m-am prins de ladă să mă duc și eu. Și atât am lovit cu arma peste de aici până am căzut acolo. Și m-am hotărât. Am început să lucrez cu ziua prin sat, ca să fac bani să mă duc în Siberia. Și oamenii din sat îmi spune, băi băiete, tu știi unde e Siberia? Băi, dar nu mai sunt femei aici în sat, băi, plin satul de femei, băi. Băi băiete, ce cu tine? Și el spunea, nu, eu am jurat credință la nevasta mea. Eu am fost la biserică și înaintea nevestei și înaintea lui Dumnezeu, a spus că ea e nevasta mea.
Și îmi spunea, am lucrat un an de zile, am strâns bani, m-am dus săptămâni la rând cu trenuri de marfă, cu ocazii, până am ajuns în Siberia și m-am întâlnit cu ea. Acolo ne-a dăruit Dumnezeu 8 copii. Cel mai mare copil a murit sub ochii noștri. Ca să-l îngrop am cheltuit 600 de litri de motorină. Îi dam foc, mai săpam de o pană de hârleț, iar dam foc și copilul cel mare acolo. Și îmi spunea el, dar eu în viața mea nu m-am certat niciodată cu nevasta. Și se uita prin adunare și se mai uita și înapoi. Și întreba, dar voi când vă certați, de la ce vă certați? Și așa mi-era de rușine, eu nu-s certăreț, dar mai avut câte un schimb de vorbe așa în casă. Și mă gândeam, chiar eu de la ce mă cert? Voi când vă certați, de la ce vă certați? Azi ați făcut o rugăciune să fiți mai atenți cu nevestele. Doamne ajută-ne, amin? Dar când vă certați, chiar aveți motive? De unde apare divorțul la pocăiți, divorțul și recăsătoria? De unde apar astea? Și apoi spune fratele, Dumnezeu îngăduit, am venit la Prisăcăreni cu ceilalți 7 copii și cu nevasta și eu l-am oprit, am spus, frate Ilie, mai vii odată la mine, dar vii cu nevasta. Și odată făceam treabă pe acasă, eu eram cu soția în gospodărie, la poartă 2 bătrâneri, el cu o servetă în mână, ea ținându-se de așa, a venit el cu nevasta. M-am uitat și i-am perceput ca 2 oameni sfinți. M-am uitat cum arătau, cum vorbeau și am spus, mă, ăștia sfinți, mă. Și așa de tot mult îmi doresc să fiu și eu așa sfânt în casă la mine. Vreți și voi așa? Amin. Dumnezeu să ne ajute. Pământul al patrulea aduce un rod bogat. N-ai vrea să fii tu pământul al patrulea? Că mai citesc 2 versete și spun imediat amin. În Evrei capitolul 6, și ăsta e cuvântul din încheiere, nu-i tocmai frumos, dar versetul 7 spune așa, acum vezi tu de care pământ ești. 1, 2, 3, 4, lângă drum, locuri stâncoase, între spini sau pământ bun. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Vrei să fii tu ăsta? Doamne ajută! Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune. Noi suntem pământul. Noi suntem făcuți din pământ. Noi suntem pământul. Eu am 2 posibilități. Să merg în foc sau să merg în binecuvântare. Eu am ales să rodesc pentru Domnul. Dumnezeu să mă ajute. Și la sfârșitul vieții să aud chemarea aceea. Eu am mai spus și altor frați, am trecut de 60 de ani. Eu cred că toată viața omul trăiește pentru o clipă. Atât. Pentru o clipă. Clipa când va sta înaintea lui Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Că noi toți vom sta înaintea tronului judecată lui Hristos pentru ca fiecare să-ți primească răsplata pentru binele sau răul care va fi făcut cât trăia în trup. Și acum eu am făcut un exercițiu de imaginație. Voi fi în fața lui Hristos. Îngeri, miliarde de îngeri și poate cei cunoscuți din biserică. Și voi sta și aștept sentința. Voi sta cu capul plecat și Hristos Domnul va striga. Dragul Croitor, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpână. I-am spus la frații, eu îmi imaginez că am să sar într-un picior, am să chiu, am să strig, nu știu cum am să fac, tare am să mă bucur. Dar dacă mi se va spune, du-te blestematule în focul cel veșnic. Cântarea Mare Harul Mântuirii, nu știu dacă o cântă corul, una din strofii spunea, dar plânsul cel mai greu și amar va fi și încredințarea, că a fost și pentru tine har, dar ei respins chemarea. Ce voi face dacă voi auzi atunci, du-te? Mai contează că am fost bogat sau sărac în Sibiu? Mai contează că am fost sănătos sau bolnav? Mai contează că am avut relații sau am fost un singuratic? Nu mai contează. Toată viața ta o trăiești pentru o clipă. Când vei sta înaintea lui Hristos și vei primi verdictul, atunci aș vrea să ne întâlnim în partea dreaptă.
spunea o frață că în momentul când l-a judecat pe Vulbrand și l-a condamnat la ani grei de temniță, în sală era și Sabina, nevasta. Și el știa că n-o să mai elibereze, așa credea. Și o striga către Sabina, ne întâlnim la poarta lui Beniamin. Și ăștia securiștii, unde se întâlnesc ăștia? Fraților, la care poartă se vă dau întâlnirii? Acolo în Ierusalimul Ceresc, să ne ajute Domnul să ne întâlnim. Amin.